domnul Radu Roșca, președinte al Consiliului de Administrație, și Daniela Coria, vicepreședinte al Consiliului de Administrație, domnul Ray Unius și doamna Cristin Schirinț, cei care ne-au fost alături în tot procesul care a dus la acest moment în discuțiile cu Hyatt și în negocierea contractelor și permiteți-mi așa să dau cuvântul la domnul Coria. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, bine ați venit la viitorul Hyatt Business Aroma. Când și-a deschis ușile în 2010, Aroma era un simbol al arhitecturii moderniste și al gustului și ospitalității din Brașov și din România. Trei ani, Aroma va deveni din nou cel mai luxos, cel mai frumos și cel mai primitor hotel din țară. Aro Palace va fi prima casă pentru Hyatt în România și ne bucurăm că această casă este la Brașov și nu altundeva. Brașovul are o poziție unică în primul, iar eu și colegii mei așteptam cu nerăbdare să lucrăm împreună cu partenerii noștri pentru a promova acest oraș și lumea. Ne dorim să mulțumim Aro Palace SA, Transilvania Investment și Vințețuit pentru că au ales Hyatt ca partenerul. De asemenea, ne dorim să exprimăm recunoștința Primăriei Brașov pentru sprijinul acordat acestui proiect. Și în final, aș dori să îi mulțumesc soției mele, Alexandra. Tot ceea ce am învățat despre România a fost posibil doar datorită Alexandrei, iar Brașovul a devenit casa pentru familia noastră datorită ei. Mersi. De ce ai casă, îi las ultimii și următorul cu care dată la da, este un lucru important pentru Brașov, cred că era și cazul. După o perioadă foarte îndelungată, răspunsat de nepăsare a ceea ce a făcut în lungul timpului o altă structură a SIF-ului la Brașov, pentru că, să fim sinceri, nu a fost o preocupare din partea SIF-ului pentru ce însemna patrimoniul și infrastructura acestui oraș, deși sediul de aici la Brașov, am rămas tot timpul întrebător de ce la Brașov nu se întâmplă lucruri de acest fel, cum se întâmplă astăzi, de a lungul timpului sau de un an de zile, dar până la urmă ormei, datoria voastră, celor care sunteți acum la decizie, să recuperăm sau să recuperați această etapă de fixare importantă care a trecut. Aro este un simbol pentru România și nu numai pentru România aici. Au fost în vizită sau au avut perioade când au fost aici cazați artiști și oameni importanți de-a lungul timpului, de la președinți de state, ambasadori, miniștri, artiști renumiți din această lume sau fel de personalități ale lumii au fost aici la Brașov, la Aro. Cred că pot să spun așa, Aro merită mai mult, să spun, din acest punct de vedere pentru ceea ce ar trebui să aibă parte. Nu numai Aro, ci și celălalt locație, capitolul, care va fel este în aceeași situație și trebuie totuși să ajungem și acolo, ca și comunitate, să ne uităm altfel și SIF Transilvania sau acționarul majoritar de la SIF trebuie să aibă o strategie din acest punct de vedere. Și, sincer, mă bucur că după atâția ani de zile se întâmplă acest eveniment foarte important pentru mine ca primar. Pentru Brașov, de asemenea, este foarte important.
este că trebuie să trecem la treabă foarte rapid, să recunoaștem perioada pe care s-a spus prea lungă din păcate, să spun așa, și să facem ceea ce trebuie ca să aducem acest hotel acolo unde este cazul și aia pentru că este un tren important, mondial, care în urmă, prin asocierea cu ALO sau ALO, asociat cu acest tren, este foarte important și dă prestigiu din punct de vedere al activității hoteliere la nivel de la nivel național sau la nivel mondial, dar Brașovul are necesitate în acest punct de vedere. Trebuie doar să veniți, să discutăm, să stabilim ce e de făcut și să asigur de colaborare și de parteneriat cu primăria municipiului Brașov pentru acest obiectiv, cât și pentru celălalt obiectiv mai mult. Felicitări, mulțumesc, mult succes și mulțumim celor care s-au întâlnit în mod direct, indirect, discret, mai puțin vizibil la acest lucru care se întâmplă astăzi. Eu nu credeam că se face lucrul ăsta pentru că am mai trecut prin etapă, deci nu stăteam un timp de nu mai am încredere atunci când cineva doar spune, aștept să se întâmple, să văd lucrurile practice. Dacă ar fi pus poate cred că îl pierdeam, dar nu este un capăt de lume, cred că îmi spune un pariu că nu o să faceți în timpul pe care l-am spus. Să vă stimulez ca să faceți mai repede, mai repede, ca să pierd un pariu să fie de acolo. Mult succes și mă bucur că în parte în acest proiect pentru Brașov. Felicitări! Iunius, mine e o zi deosebită, nu numai că e ziua mea, dar e faptul că acum aproape 60 de ani bunicul meu m-a ducea de mână aici să văd cum se va construi și către cooperație cel mai important hotel din România. În față era un deal unde este parcul și aici era o biserică care s-a refăcut spre Șacuna. Și după ani de zile am ajuns să sfârșesc la un vis care nici eu nu mai speram la un moment dat, pentru că de 20 de ani tot am încercat acest lucru și iată că se întâmplă. Aș vrea numai să fac o mică corecție, nu știu ce este SIFU, apar n-am. Transilvania Investment Alliance, care este o firmă puternică, în care acționarul majoritar este cea mai mare bancă din România, care are un curaj deosebit ceea ce face, să investească, cred că